Vă salut! Azi voi face un review la acest minunat pistol achiziționat de la Octagon Airsoft din Cluj, Glock 17, generația 5-a, Training for Engagement, calibru 43, produs de Umarex, cod pistol 9844. Așa vine pistolul în cutia originală Umarex. Cutie care arată senzațional, e foarte plăcută la atingere. Dați-mi voie să vă spun că această replică, și am avut peste 30 de replici în ultimii 10 ani, este de o calitate excepțională. Absolut niciun sunet nu se aude. Nu există niciun joc între slide și corpul replicii. Ceva senzațional. Încărcătorul iese într-un mod foarte plăcut, la fel și sunetul când îl introduceți înapoi. Ok, slide-ul. L-am testat cu bile de cauciuc de calibru 0.43. Și o greutate de 0,89 de grame. Bile produse de Umarex pentru această replică și pentru alte 4-5 modele asemănătoare. Pot spune că sunt dezamăgit de acele bile. Până în maxim 7 metri sunt precise, după care au o deviație foarte ciudată. Ce recomand? Recomand bile de 1,15. Numai un pic. Aceste bile le recomand. Sunt excepționale, tot de la Octagon Airsoft. Cod 9999. 9999, calibru 0.43 și o greutate de 1,15 grame. Dintr-un polimer cu pudră metalică, cred, nu știu exact, dar pot spune că aceste bile se duc drept vreo 30-40 de metri. Se duc chiar foarte drept, dacă nu există un vânt destul de puternic afară. Deci nu vă irosiți banii pe Fastball de la Umarex, nici pe Powerball. Luați-vă de-astea din polimer. Sunt cele mai bune. Cele mai bune din ce am testat eu. Pot fi și mai bune de atât, bineînțeles. Cum spuneam, replica excepțională. Linia de ochire specifică Glock. Dacă în trecut credeam că generația a 3-a sau a 4-a au cel mai bun grip, acum când experimentez generația a 5-a, îmi dau seama că n-am avut dreptate. Este gripul specific Glock, dar un pic îmbunătățit. Acum avem libertatea de a ne pune cum vrem degetele. Lungimea replicii este de 202 mm, țeava internă de 107 mm, iar greutatea replicii este de
știam exact, 703 grame. Deci 700 de grame. Încărcătorul e destul de greu, din metal. O să vă exemplific imediat și modul de încărcare și de introducere a capsulei. Ok, așa introduceți capsula. Aici avem o mică rotiță pe care o învârtim. Ok, și ca să perforăm capsula, este foarte simplu. Capacitatea de 8 bile de calibru 43. Aici este siguranța pe trăgaci. Aici nu mai avem siguranță, cum aveam la CLCO2 sau pe gaz. La Airsoft am vrut să spun, că și ăsta e tot pe CO2. Ăsta este încadrat la paintball. Și e incredibil de frumos. Odată la 20 de capsule normale, vă recomand să folosiți o capsulă de mentenanță pentru lubrifierea pieselor interne. Astea sunt bilele de care ziceam că sunt dezamăgit. Ok, avem niște ținte cam de mărimea unei palme, din aproximativ 5 metri. Foarte bine. Dar cam din 5 metri, v-am spus, după 7-8 metri au o traiectorie ciudată. În schimb, celelalte din polimer, mult mai bune. Cred că e vorba de greutate, nu neapărat de materialul din care sunt confecționate. Deci undeva la bile la peste 1,20 g, undeva pe acolo. Cred că între 1,20 g și 2 grame. Cam atât despre această replică, chiar vă recomand, are un preț mai piperat, dar își merită banii, oferă calitate și un blowback excepțional. Vă salut, numai bine!